Jandarmii din România au celebrat împlinirea 169 de ani de existență și au sărbătorit evenimentul așa cum se cuvine. Pe data de 3 aprilie, jandarmii Inspectoratului Județean de Jandarmi din Brașov au ales o locație deosebită în acest an pentru a sărbători peste un secol de existență. La eveniment au luat parte împreună cu membrii autorităților locale și județene și sute de oameni care apreciază activitatea jandarmeriei. Suntem într-un loc istoric, cetatea Făgărașului, cetate care nu a fost cucerită niciodată prin luptă și am considerat util să îmbinăm tradiția poporului nostru, istoria și, de ce nu, să ducem și mai departe ceea ce înaintașii noștri au făcut. Pentru toți jandarmii le urez la mulți ani, misiuni ușoare fără evenimente, iar pentru jandarmii brașoveni, în afară de urările de la mulți ani, le solicit să fie permanent în slujba cetățenilor și să fie așa cum i-au obișnuit pe cei cărora zilnic li se pun în serviciu, adică corecți, cinstiți și echidistanți față de toată lumea. Vreau să le urez la mulți ani, vreau să îi asigur că i-am simțit permanent aproape de cetățenii județului Brașov, permanent am avut contact cu dumnealor, vreau să le urez la mulți ani, multă sănătate și să-i asigur de toată colaborarea noastră. Jandarmilor sănătate multă, la mulți ani, să dea dovadă de același profesionalism și dragoste de țară ca până acum. La mulți ani și în continuare să aibă succes pentru meseria pe care au îmbrățișat-o. Sebastian Berințan este jandarm montan și este pasionat de arme încă de la o vârstă fragedă. Acesta se mândrește cu colecția sa de arme care datează de aproape două decenii. Face plăcere să vă prezint o parte din colecția mea, alături de sabia lui Ștefan cel Mare. Sabia lui Ștefan cel Mare este, de fapt, o replică fidelă, pentru că aceasta se află la un muzeu din Istanbul. Făgărășenii s-au bucurat de tiroliana, care a fost pusă la dispoziție în mod gratuit. Jandarmii montani profesioniști au supravegheat activitatea pentru ca totul să se desfășoare în condiții de maximă siguranță. Este o meserie foarte frumoasă să fii jandarm, cu atât mai frumoasă să fii jandarm montan și o foarte mare bucurie atunci când pe munte poți acorda un sfat, un ajutor cuiva, oricărei persoane care are nevoie. În cadrul ceremoniei, doi jandarmi au fost avansați înainte de termen datorită rezultatelor foarte bune pe care le-au avut în ultimii ani de activitate. Sunt onorat și bucuros că am primit această distincție pentru mine personal și pentru noi în general. Este o onoare deosebită să fie avansat înainte de termen. Tuturor colegilor le doresc la mulți ani de ziua jandarmeriei, să fie sănătoși și să ne putem îndeplini misiunile cu succes. Ziua s-a încheiat cu o impresionantă retragere cu torțe în cetatea Făgărașului.